Am fost în vizită la depozitul EMAG. În video ăsta vă povestesc cum a fost. Înainte de toate, vreau să clarific că acest video nu e sponsorizat, iar EMAG nu a avut niciun input editorial asupra scenariului, în afară de verificarea cifrelor prezentate pentru a asigura acuratețea datelor. Și nu doar că nu iau bani de la EMAG pentru video ăsta, ba mai mult câștigați voi, pentru că primele 100 de persoane care dau acum comandă pe EMAG au reducere 50 de lei. Tot ce trebuie să faceți este să băgați codul TOMA50 la checkout în aplicație. Când ajungeți la final acolo, băgați codul TOMA50. Și este valabilă această promoție pentru primele 100 de persoane, pentru orice comandă făcută la produsele livrate de EMAG, adică care se găsesc în depozitul EMAG, că asta e tema videoului, depozitul EMAG. Și evident e valabilă pentru o comandă minimă de 100 de lei. Că nu s-ar putea să dați comandă de 50 de lei și să luați gratis produsul, că nu văd nimeni lucruri gratis. Vă mai dau eu gratis din când în când, dar altcineva nu văd gratis. Dar dacă video ăsta e live acum, promoția e activă. Primele 100 de persoane care folosesc codul TOMA50 au reducere 50 de lei. E mai mult decât simplu. Acum câteva luni am fost invitat să vizitez noul depozit EMAG și am cerut și primit voie să filmez vizita. Inițial am vrut să merg singur, dar mi-am dat seama că nu pot să mă ocup și de o filmare decentă și să mă și bucur de vizită, așa că am mers împreună cu Virgil, omul pe care îl știți de la istoria cu Virgil, de la stand-up și pentru că el filmează toate vlogurile Comics Club. Depozitul e de fapt două, unul gata și încă unul în lucru. Și cred că de fapt termenul corect este centrul logistic EMAG și nu depozit, pentru că sună mai cool. Pentru că aici nu doar se depozitează lucruri, ci se și sortează, se distribuie către diversi curieri sau locații de livrare, cum ar fi Easybox, și de aici pleacă colete cu produse în toată țara. Ca dimensiune, hala EMAG e mult mai lungă decât e lată și ca înălțime nu ajungi la tavan nici dacă te ridici pe vârfuri. Nu e științifico-fantastic ce se întâmplă acolo, adică nu găsiți încă roboți care fac totul automat, dar nici departe nu e. Angajații au scanere pentru produse, care, cu foarte puține modificări, sigur pot fi folosite și pentru laser tag. EMAG, puteți folosi ideea asta gratis pentru următorul team building. La intrare am fost scanați și evident ni s-a luat temperatura, iar telefoanele au fost înregistrate în sistem ca să fie sigur că plecăm tot cu ale noastre. Depozitul e impresionant de mare și mulțumesc lui Daniel care a avut răbdare cu noi să ne plimbe prin tot centrul și să ne explice toate lucrurile. Traseul unui produs, din momentul în care faci comanda, e destul de intuitiv. Cineva primește comanda ta și îți găsește produsul în depozit, apoi îl duce către zona de sortare și împachetare. Și aici pare foarte simplu. Produsul tău e împachetat, etichetat și trimis pe bandă către curierul ales. Partea cea mai cool din tot drumul cu banda este scannerul cântar măsurător roșu. Are și un nume oficial, însă nu e la fel de catchy. Aparatul ăsta măsoară dimensiunile coletului, îl cântărește și confirmă că e într-adevăr produsul comandat. E un fel de soție care atunci când nu-ți găsești cheile, chiar dacă îi spui că le-ai căutat la curier, se mai duce ea odată să fie sigură că nu sunt la curier. Și uneori le găsește la curier, că toți mai greșim uneori. Apoi tu îi zici, unde erau la curier? Că eu m-am uitat adineauri și nu erau. Și ea zice, erau la vedere, sub pliantul ăla cu pizza și cele patru mostre ale mele de parfum. Și tu zici, deci nu erau la vedere. De ce mai ținem pliantul ăla? Vrei tu pizza de la ăia? Și ea zice, nu, credeam că vrei tu, poți să-l arunci. Și tu zici, aruncă-l tu când te duci să-ți faci ordine și în mostrele alea de parfum. Și ea zice, da, aruncă-l tu. Și tu mai ai trei măști la cuier acolo, tu de ce nu-ți faci ordine în ele? Și tu zici, două din măști sunt ale mele, cealaltă e a ta. Și ea zice, nu e a mea, sunt toate trei ale tale. Și tu zici, 100% una din ele e a ta, du-te și vezi că se vede fond de ten pe interior. Și ea zice, du-te tu și vezi, așa că te duci nervos la ușă, dar la cuier nu sunt decât două măști și niciuna din ele nu are fond de ten pe ea. Așa că te întorci nervos și ea te întreabă, ei, avea vreuna fond de ten? Și tu zici, nu, că erau doar două. Și ea zice, vezi? Hei, cam așa e și aparatul ăsta. Există și dimensiuni de... adică și obiecte care nu au cum să treacă pe acolo, nu? Da. Astea, da. Da. Nu are cum. Toma, crezi că încape? Sigur. În picioare trec eu pe acolo. Apoi, coletul tău alunecă pe una din cele 34 de benzi de sortare și e preluat de domnul Mircea în cazul ăsta, care îl scanează cu degetul. În depozitul EMAG lucrează peste 600 de oameni, iar în 2020, când am fost închiși toți în casă și singurul contact cu exteriorul erau comenzile online, EMAG a angajat 1000 de oameni ca să facă față comenzilor. Și din perspectiva unui om care a mai angajat oameni, pot să vă spun că și 3 angajați noi e mult. 1000 e de necuprins cu mintea. Dacă ai oricât de puțin experiență de manageriat și un singur alt om, știi cât de greu e. Dar să angajezi 1000 de oameni atunci în pandemie mi se pare incredibil. Bun, coletul tău acum e pe paleți și așteaptă să fie preluat. De aici, traseul e simplu.
Curierul vine și ia coletul, apoi îl duce la depozitul lor unde se sortează pe zone din oraș și e predat curierului care lucrează pe zona sau pe cartierul tău. Apoi curierul vine cu coletul și te sună fix când e la ușă și tu ești la baie, că nu știai că o să ajungă așa repede și apoi îl suni tu când ieși din baie, dar deja a plecat că mai are alte comenzi în zonă și îi zici că poți tu să cobori unde e el, dar apoi dă peste o doamnă care are chef de vorbă și tu ești în papuci lângă dubița lui și plouă nițel pentru că de ce nu și în sfârșit vine și n-ai să-i lași bacciș decât în monede, că de când au intrat banii pe card, în fine. După toate aventurile, ai în sfârșit un blender pe care o să-l folosești de 2 ori și o să-ți placă de 0 ori ce bei din el. M-am plimbat cu Remus, care lucrează de 8 luni aici, cu motostivuitorul și am văzut și eu lumea de la înălțime. Când vezi pe site-ul EMAG toate categoriile, e greu de conceput că există un loc unde găsești toate produsele alea la un loc. Să știu că există astfel de locuri mi-a stricat pentru totdeauna filmele cu zombi, pentru că e 100% clar că în cazul unei apocalipse de genul ăla, te refugiezi aici și trăiești fără probleme ani de zile. Bă, că până la unde ține aproape 10 metri, cam așa ceva. 10 metri? Da. Virgil? Ce dracu vorbești? O să scanăm locația. O să înceară produsul. Cantitatea. Da, și acum o să pun pe acest loc. După aceea trecem la următoarea locație. Aceeași operațiune. Da? Și câte iei? Câte produse iei până decizi că nu mai ai un număr de sau te pezi păi cu câți au umplut? Păi apare aici pe PD, am, de exemplu, acum am 48. Ah, ok. Dar având în vedere că am făcut una, avem 47 și scade treptat până se termină pachetul. Am înțeles. M-am plimbat și cu trotineta, pentru simplul motiv că exista și lucrul ăsta de făcut și e viața mea și fac ce vreau. Tot turul prin depozit a fost interesant, însă plimbarea cu trotineta are ceva aparte. Sunt un adult și alți adulți mi-au dat voie să mă plimb cu trotineta electrică în interior. Simt că am făcut-o pentru că Toma de la 13 ani ar fi vrut să o fac dacă aveam ocazia. Per total, a fost o dimineață foarte interesantă și mă bucur că am avut ocazia să vizitez depozitul ăsta, chiar dacă EMAG n-are deocamdată roboți și drone ca în visele mele. Mulțumesc încă o dată, Daniel, pentru explicații și răbdare și mulțumesc, Radu, pentru invitație. Și îți mulțumesc ție că te-ai uitat până la final la video ăsta. Hei, dacă îți place ce fac eu aici pe canal și vrei să te abonezi, e foarte simplu, trebuie să trimiți un formular cu numele, adresa, data nașterii, de fapt toate adresele unde ai locuit vreodată, dacă se poate, toate numele de telefon pe care le-ai avut, numele primei școli, numele primului animal de companie și numele de fată al mamei. Mi le trimiți mie pe mail și după aia o să primești aprobare în 2-3 săptămâni dacă vei fi abonat sau nu la canal.